În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși și credincioase, în data de 24 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Fiul Elisabetei și al preotului Zaharia, Sfântul Ioan Botezătorul, este cunoscut ca înainte mergătorul Domnului, pentru că El a vestit venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul proroc al Vechiului Testament și totodată cel care face legătura cu Noul Testament. Sfântul Ioan s-a născut în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia, Elisabeta, mama sa, fiind descendentă a seminției lui Aaron. Sfântul Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului, cel care a pregătit calea și mulțimile pentru premirea lui Mesia, Isus Hristos. În vremea lui, oamenii care renunțau la păcate erau botezați în Iordan. Misiunea pe care a avut-o Sfântul Ioan Botezătorul a fost aceea de a vesti apropierea lui Mesia și de a boteza în râul Iordan pe cei care se pocăiau. De altfel, Evanghelia după Matei arată că mesajul principal pe care îl transmitea Sfântul Ioan era următorul. Pocăiți-vă că ți se apropie împărăția cerurilor. Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a venit la Ioan spre a se boteza a fost vârful misiunii profetului de pe malul Iordanului. El a deschis inimile și mințile evreilor spre a-L primi pe Hristos, și mai ales spre a primi cuvântul acestuia. Așa putem observa cum sămânța aruncată de el, adică învățătura sa, va rodi. Căci primii ucenici ai Domnului Isus au fost aleși dintre cei ai Sfântului Ioan. Întrucât, în predicile sare l-a criticat în mod repetat pe regele Irod Antipa pentru actele de imoralitate pe care le promova, faptul că s-a căsătorit cu Irodiada, fosta soție a fratelui său, el, Ioan Botezătorul, a fost întemnițat. La o petrecere cu mulți oaspeți, Salomea, fica Irodiadei, dintr-o altă căsătorie, a dansat în fața tatălui său, Vitreg. Acesta a cedat farmecelor tinerei dansatoare și a promis orice, la îndemnul mamei, fata a solicitat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Fiind ucis, capul i-a fost adus pe o tavă printr-un gest dezgustător Salomei, care la rândul ei l-a înmânat mamei sale, Irodiada. Aceasta a dat poruncă. Capul să nu fie îngropat cu trupul ca nu cumva. Ioan Botezătorul să învieze. Ei bine, trupul lui Ioan Botezătorul a fost dus de susținătorii săi în orașul Samaria, unde, conform istoriei Bisericii, a și fost înmormântat. Conform tradiției, Sfântul Ioan a fost înmormântat în Samaria. Istoricii Rufinus și Teodoret arată că mormântul său a fost profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul în anul 362, o parte dintre moaștele sale fiind arse. Restul au fost duse în Ierusalim, apoi în Alexandria, unde la 27 mai 395 au fost așezate în biserica ce-i poartă numele. Astăzi, partea occipitală a capului sfântului proroc Ioan Botezătorul se găsește în interiorul Moscheii Omiazilor din Damasc, capitala Siriei, iar partea frontală se găsește la Catedrala din Amiens, în Franța, o catedrală catolică, cea mai înaltă de altfel din Franța, construită în secolul al XIII-lea. Trebuie să mai spunem faptul, iubiți credincioși și credincioase, că biserica a închinat Sfântul Ioan Botezătorul șase sărbători. Zămislirea sa, sărbătorită pe data de 23 septembrie, nașterea, sărbătorită pe data de 24 iunie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe data de 7 ianuarie, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe data de 29 august, prima și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe data de 24 februarie și a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe data de 25 mai. În orașul nostru, biserica care îl are ca și o crotitor este aceasta din curtea Spitalului Municipal de Urgență Pascan cu ziua de Hram, 7 ianuarie. O biserică care este rugătoare pentru pacienții spitalizați, dar și pentru cadrele medicale lucrătoare în spital. Vă îndemnăm așadar, iubis credincioși și credincioase, să arătați atenție sufletului, mai ales în această perioadă, apostului, sfinților, apostol Petru și Pavel, împlinind în felul acesta chemarea Sfântului Ioan Botezătorul.